Bun găsit, sunt Andrei Ciobanu, iată care sunt cele mai importante subiecte. Fosta șefa CNA boicotează amenziile pentru România TV și Antena 3, s-a scumpit antena Play, costă cât Netflix. Când începe dating show-ul, femeia alege de pe Pro 2 va fi de 3 ori pe zi. Pro TV, lider detașat cu noile sezoane Ras Fierbinți și Vlad. Antena 1 pe 2 și 3 cu X Factor. Prețul cel bun sau ce spun românii? Noul show al Antenei 1 debut cu dreptul în țară. Ziua amânărilor la CNA, o zi lungă în care fosta șefa a forului Monica Gubernat a blocat votul pentru amenzi împotriva România TV și Antena 3. Fosta șefa a CNA putea să voteze contra, dar a ales să se retragă complet, boicotând astfel o decizie a Consiliului. Forul a amânat voturile pentru amenzi în mai multe spețe, cele mai importante fiind legate de felul în care au tratat România TV și Antena subiectul Clotilde Armand și presupusele voturi furate în noaptea alegerilor pentru locale. Monica Gubernat a ales să nu participe deloc la vot în cele două cazuri, astfel că CNA nu a putut să ia nicio decizie și au fost și propuneri de 200.000 de lei amendă pentru România TV. Antena Play și-a dublat prețul. Platforma cu emisiunile antenelor costă acum cât un abonament de bază la Netflix. Mai exact, de la 1 septembrie, costul unui abonament nu mai este de 4 euro, ci de 8 euro. Site-ul mai notează că plata se face în lei. Practic, prețul unui abonament Antena Play este acum de 39 de lei. Ultima scumpire Antena Play a avut loc în februarie 2020, când a crescut de la 10 lei la 20 de lei. A doua parte a lunii septembrie aduce debutul noului dating show de pe Pro 2. Concret, emisiunea Femeia Alege, prezentată de Majda Abulumașa, va începe luni 20 septembrie. Producția filmată în Turcia se va difuza de luni până duminică. Va fi de 3 ori pe zi, de la ora 13, 19 și 22.30. Emisiunea urmărește poveștile unor femei frumoase care sunt în căutarea bărbatului perfect, spun cei de la Pro TV. Femeia Alege este prima producție proprie a Pro 2 din ultimii ani. Majda Abulumașa a participat în al doilea sezon al show-ului Survivor în primăvara acestui an. De asemenea, ea mai a prezentat la Canal D și o rubrică de gătit în cadrul jurnalului Canal D de la ora 12. În trecut, Majda Abulumașa a participat și la Ferma Vedetelor, show difuzat de Pro TV, și a mai prezentat o emisiune la Antena Stars. Start pentru grile de toamnă cu noi sezoane Las Fierbinți și Vlad pe Pro TV și cu X Factor pe Antena 1. Cum au stat cifrele? Pro TV a dominat seara cu noile episoade Las Fierbinți și Vlad. Antena 1, în schimb, a fost toată seara pe locurile 2 și 3 cu debutul X Factor. De notat și care sunt cifrele pe noul public comercial pe care Pro TV vinde publicitate. Noul public comercial al stației este dat de telespectatorii între 21 și 54 de ani, de la nivelul întregii țări, nu numai urban ca până acum. Pro TV a început seara pe primul loc cu Las Fierbinți. Primul episod al sezonului 19 a fost urmărit de peste 1,9 milioane de telespectatori la nivelul întregii țări. Producția cu Celentano, Băbiță sau Firicel punea Pro TV-ul pe primul loc pe toate segmentele de public. Cifre bune a scos și serialul Vlad. Chiar dacă audiențele au fost mai mici decât pe intervalul Las Fierbinți, Pro TV și-a menținut poziția de lider cât a derulat primul episod al sezonului 4. Antena 1 a fost pe locul 3 pe național și urban, atât pe intervalul celor două seriale de pe Pro TV, pe Canal D însă era serialul turcesc Doctorul Minune. La ce s-au uitat românii recent? La Cabral sau la noua emisiune Antenei 1, Prețul cel bun? Noul show cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a fost lider doar în țară, dar a fost sub ce spun românii la orașe și la tineri. Diferența dintre cele două emisiuni nu a fost mare în ora în care s-au intersectat. Reamintim că ieri a fost debutul noii emisiuni de la Antena 1, făcută după formatul The Price is Right, care se vrea un concurent pentru Ce spun românii cu Cabral de la Pro TV. Prețul cel bun a pus Antena 1 pe primul loc la nivel național. Ieri cu ediția de debut, peste 670.000 de persoane s-au uitat în fiecare minut la show-ul cu Ștefănescu și Vârciu. În același timp, Pro TV ocupa locul 2 cu emisiunea lui Cabral. Ce spun românii adună pe interval o audiență medie de 630.000 de persoane pe minut. Podiumul a fost completat de Canal D, care numără aproape jumătate de milion de persoane pe minut. Urban, clasamentul s-a schimbat la orașe, unde Pro TV a trecut pe primul loc. Antena 1, de pe locul 2, numără o medie de 388.000 de privitori pe minut. Liderul Pro TV adună o medie de 453.000 de telespectatori pe minut. Canal D era pe 3 pe interval cu o medie de 188.000 de oameni. La categoria comercial lucrurile stau altfel. Nici tinerii n-au pus Prețul cel bun pe primul loc. Cei mai mulți tineri s-au uitat tot la Cabral și la Ce spun românii.
Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andrei Ciobanu și îți dau întâlnire data viitoare. Până atunci, te las pe pagina de media.ro.